Bună seara! Sincer, nu mă așteptam să fiu astăzi aici. Nu mă gândeam că o să țin emisiunea asta în seara asta. Chiar mă întreb de ce eu și de ce în seara asta. Am stat să mă gândesc ce să vă spun în seara asta. Și trebuie să mărturisesc că în afară de câteva întrebări, mă rog, pe care voi le-ați trimis pe net, nu am pregătit cine știe ce. Și mă gândeam să spun ce-mi vine mie, pe moment, fără să fie nimic pregătit înainte, fără să fie nimic, planificat. Și mă gândeam de ce mie și de ce așa. Și cred că întrebându-mă de ce trebuia să vorbesc eu despre Mântuitorul, mi-am dat seama că, fără să vrem, zbuciumul vieții fiecăruia, uităm de El, uităm de noi, uităm de sufletele noastre, uităm de motivul pentru care suntem pe Pământ. Uităm ce avem de făcut. Uităm de relația cu Dumnezeu. În pregătirea asta a sărbătorilor, uităm de esența lor. Anul ăsta nu e primul, dar clar, am vrut, dar nu știu de ce. N-am avut voie să-mi iau brad. N-am simțit că n-am avut voie. Și mă gândeam de ce n-am simțit. Nu că bradul avea o problemă. Numai că probabil trebuia să ajung cumva la esență. Cumva trebuia să separ adevărul de obiceiuri. N-am tăiat nici porc, n-am făcut nici cozonaci, n-am făcut nimic din ce se face de obicei. Și uitându-mă în jurul meu, mă gândeam dacă greșesc cu ceva. Dacă nu sunt eu defect. Și mi-am dat seama că nu. Mi-am dat seama că pur și simplu dinăuntru meu am vrut să dau la o parte tot ceea ce nu era esență. Spuneam la un moment dat că aș vrea să vorbim și despre cum văd eu viața. Dar cum văd eu viața este în strânsă legătură cu tot ce înseamnă divinitate, tot ce înseamnă bine și rău. Nu împărțit atât de categorii, în alb și negru, dar clar în legătură cu tot ce înseamnă spiritualitate. Și o să fac o comparație, care nu o să pară foarte drăguță, dar asta mi-a venit în minte. La un moment dat aveam un peștișor. Era un sanitar. Și îl țineam într-un borcan pe vasul de la bucătărie. Ce era interesant la peștele ăsta, era un, chestie mică, era că
îi simțeai prezența. Bănesc că fiecare a avut ocazia să vadă animale la care, uitându-te în ochi, ai senzația că te privește cineva de acolo, că nu sunt niște roboței, că nu sunt niște, împiete creaturi fără conștiință. Și se întâlnesc asta, evident. Și din când în când și la oameni. Și aveam senzația că se uita la mine. Drăguț a fost că inițial am avut o impresie și după aia m-am apropiat plus de ea, el fiind în borcanul lui. Și în momentul respectiv s-a ascuns. Și m-am seama că, într-adevăr, urmărea persoanele care erau acolo. Nu are importanță ce se întâmplă cu el. Care era legătura? Întotdeauna, sau în clipa de față, mă simt așa, ca un peștișor care încearcă să vadă ce e dincolo de borcanul lui. Și la fel de mic în relație cu Dumnezeu și cu planul lui. Stăteam și mă gândeam și în toate viețile mele am încercat să înțeleg ceea ce este dincolo de noi, dincolo de ceea ce se vede. Și spuneam la un moment dat că am încercat să văd ce este acel lucru care mișcă totul. Acel lucru care, acel cineva care stă la baza tuturor lucrurilor. Și atunci, fără să vreau, m-am străduit să înțeleg. Să înțeleg principiile care guvernează lucrurile. Principiile care guvernează Universul. Principiile care guvernează oamenii, ființele, lumea spirituală. Principiile care guvernează în fond lumea. Am realizat că lumea asta are o curgere a ei. Este ca un râu care curge. Și acest râu care curge este pur și simplu totul. Noi ne aflăm în acest râu. Oamenii din jurul nostru. Tot ce ține de mediul înconjurător se găsește în acest râu care curge. În universul ăsta. Material în care ne mișcăm. Fără să vreau, am încercat să găsesc limitele și în sus și în jos. Și limitele în jos, cel puțin din punct de vedere științific, sunt când ajungi la spațiul dintre atom, unde teoretic nu mai există nimic. Mă rog, sau unde sunt forțele, cele 5 forțe, care stăpânesc materia. Și în sus, în universul material, ceea ce, mă rog, am ajuns noi să descoperim cu aparatura care o avem, și anume galaxiile. Și undeva între limitele astea fizice, pe care, mă rog, le știm, le cunoaștem, suntem noi. Și m-a interesat de ce. Întotdeauna, de ce? De ce există? De ce se întâmplă lucruri? De ce se întâmplă așa și nu altfel? Dacă exista posibilitatea să se întâmple altfel. Dacă făcând o altă alegere, viitorul nostru se schimba într-un fel sau într-altul. Greu de spus. Acum, mă rog, cu
la cunoașterea la care am ajuns și care e departe de a fi una completă. Am înțeles mai multe. Am înțeles că nimic nu se întâmplă deja. Am înțeles și am înțeles asta foarte simplu. M-am dus să văd actorii, m-am dus să văd regie, m-am dus să văd teatru. Și preocupat de problema lumii și de ce există ea, toată lumea, tot se aude, știți că lumea e un teatru și lumea e o scenă și noi suntem actorii. Bun, perfect. Dar studiind filmul, descoper că există un producător, există un regizor, există actori, există scenariști, există cei care se ocupă de lumini. La ora actuală sunt și cei care se ocupă de efecte speciale. Și atunci am încercat să fac o paralelă între un film și lumea noastră. Și am descoperit că limitele noastre sunt destul de mici. Limitele noastre sunt destul de mici pentru că în realitate ne aflăm într-un film. Și în filmul ăsta producătorul e Dumnezeu, regizorul e Dumnezeu, scenaristul e Dumnezeu. Decorul sunt Dumnezeu. Muzica e Dumnezeu, pentru că e tot ce înseamnă energie, până la Dumnezeu. Și că până la urmă noi ne mișcăm într-un film creat de Dumnezeu. Condus de Dumnezeu. Și mă gândeam unde e partea întunecată. Și celălalt e. Și atunci mi-am adus aminte de Tao, care cuprinde totul. Dumnezeu care cuprinde totul. Și lumina și întunericul. Și ființele luminii și ființele întunericului. Că până și ființele luminii și întunericului sunt tot în Dumnezeu. Asta te face mai responsabil, ca să zic eu. Pentru că în momentul în care înțelegi că tot ceea ce se întâmplă se întâmplă în Dumnezeu, încep să te conectezi la el. E ca și cum aș înota într-un râu, un râu care merge într-un sens, ăla este sensul tău. Și în loc să înoți în zigzag, sau în loc să înoți în susul râului, încep să înoți în același sens cu el. De ce? Pentru că în realitate ai înțeles că sensul lui Dumnezeu este sensul corect. Ei, asta te face, la un moment dat, să iei deciziile conform cu ea. Astăzi am primit o întrebare interesantă. Și anume, dacă a fost într-adevăr nevoie de nașterea lui Hristos. Și răspunsul este foarte simplu. Da. Nu se putea altfel. Știți, paradoxul lumii astea este că sunt valabile teoriile. E valabilă teoria cauzalității. Conform căreia, dacă un lucru se întâmplă, asta va duce inevitabil la altceva. Adică este pur și simplu ca un domino. Ori, lumea asta creată de Dumnezeu este lumea creată special ca să ne manifestăm liberul arbitru.
manifestându-le liber arbitru, manifestăm în realitate, putem să greșim. Greșind, putem să acumulăm greșeli. Acumulând greșeli, există posibilitatea că la un moment dat să nu le putem plăti. Atât de mari pot să fie. Și singurul care poate să le preia este tot El. Dumnezeu. De ce? Pentru că poate. Mă gândeam de ce știți că la un moment dat eram noi nu înțelegem multe din pildele biblice. Nici măcar din mă uitam și nici măcar noi creștinii nu înțelegem pe Hristos. Nici pe El, nici pe Dumnezeu, deși ne-a spus limpede și ne-a dat pildele. Și la un moment dat, una dintre pilde este pilda judecătorului nemilostiv. Care, mă rog, pilda judecătorului în care, la un moment dat, fratele lui greșește. Și greșește. Și atunci, pus în situația de a judeca propriul frate, judecătorul îi dă pedeapsa cea mai mare. Pedeapsa pe care o plătește în realitate el. Știți care este cel mai ciudat lucru? Că orice suferință a noastră este o suferință a lui Dumnezeu. Orice pedeapsa noastră este o pedeapsa lui Dumnezeu. Și orice frustrare a noastră o simte și ea. Și ca să se înțeleagă treaba asta, la un moment dat îi întrebam pe cei care, mă rog, vin să mă întrebe unele altele, dacă știu din ce este făcut corpul uman. Și inevitabil ajungem. Corpul e format din carne, carnea, oase și mă știu eu ce sunt formate din materie. Materia înseamnă energie, energia înseamnă până la urmă lumină și lumina până la urmă Dumnezeu. Ei, corpul nostru e creația lui Dumnezeu din Dumnezeu. Și atunci, orice suferință, că e vorba de foame, sete, că e vorba de durere fizică, că e vorba de, eu știu, bătaie, de boală, imaginați-vă că Dumnezeu o simte. De ce? Pentru că durerea asta este în El, a Lui. Numai că El nu simte suferința numai a mea. El simte suferința tuturor ființelor de pe pământ. Pentru că suferința asta este toată a Lui. Revenind la Mântuitorul. Știți că omenirea ajunsese la un prag al greșelii. Un prag al îndepărtării de Dumnezeu. Astfel încât din ce în ce mai puțini oameni puteau să apropie de Dumnezeu și să-L înțeleagă. Și asta tot din vina oamenilor, să vă spun imediat de ce. Îndepărtându-se de Dumnezeu, evident că au început să creeze carne. Au început să creeze energii negative, uriașe, pe care nimeni nu mai putea să le plătească. Și atunci decizia asta, la nașterii Mântuitorului, a creat controverse. Inclusiv în cer. Inclusiv în alte planete. Pe alte planete. Sunt guvernatori pe alte planete care nu au fost de acord cu nașterea cristică. Cerul nu a fost totul de acord cu nașterea lui Hristos și crucificarea lui. Pentru că n-au înțeles. Și nu l-au înțeles pe Dumnezeu. O să spuneți, și asta este miracolul nașterii lui Hristos. Pentru că imaginați-vă un Dumnezeu care cuprinde miliardele de galaxii care se naște pe o
nici măcar un fir de praf. Nu reprezintă planeta Pământ relativ la universul material. Univers material care este prins în Dumnezeu. Și atunci, de ce ar considera Dumnezeu lumea atât de importantă astfel încât să se nască pe Pământ? Tocmai pentru că planeta asta, să știți că este una dintre cele mai speciale planete din Univers. Sistemul creat aici, care este îngăduit de Dumnezeu, este atât de complex încât permite manifestarea Spiritului între valori de neimaginat. Gândiți-vă că pe Pământ există și coexistă la oaltă demoni trupați, îngeri trupați, sfinți coborâți să-și testeze credința. Sunt persoane divine întrupate. Sunt entități venite de pe alte planete să experimenteze lucruri care la ei nu există. De exemplu, pe alte planete nu există război, nu există artele marțiale, nu există sexul, nu există dualitatea bărbat-femeie. Spiritele de la ei sunt, adică, mă rog, oamenii, sau cum vreți să le spuneți, în zonele respective, sunt fără sex, propriu zis. Și atunci, planeta asta devine o planetă specială. Pentru că și eu m-am întrebat, dacă o luăm acum cu sfârșitul, de ce? Dacă odată ce a învins iadul, Hristos, nu s-a transformat totul în bine. Și răspunsul a fost foarte simplu. Pentru că nu se putea avea. Pentru că pe planeta asta, ca să se nască oameni, să se nască spirite de toate tipurile, trebuie să ai condițiile să se nască oameni de toate tipurile, de toate nivelurile spirituale. Și atunci ai nevoie de oameni de vibrații de toate tipurile, astfel încât fiecare individ care se naște să aibă șansa să evolueze de la un stadiu la un alt stadiu. Și atunci planeta Pământ se află, de fapt, în situația de a putea permite Spiritul să nască indiferent de valoarele lor. Și asta o face special. Auzeam la un moment dat că noi suntem invidiați de îngeri că ne naște. Și realitate. Realitate pentru că evoluția pe planeta Pământ se poate face foarte repede. Foarte sus. Adică poți să urci foarte mult. Nu e condiționată de nimic. Nu e condiționată nici de unul, nici de două, nici de angel. Pur și simplu, poți să evoluezi foarte mult. Planeta Pământ îți oferă această posibilitate să înveți, să studiezi, să urci, să înțelegi, să faci lucruri pe care altfel, în mod normal, n-ai putea să le faci. Și ăsta este motivul pentru care Dumnezeu a lăsat planeta Pământ așa. Eu m-am interesat de ce planeta Pământ are o multitudine de religii. Și revenim tot la Mântuitorul. Știți că răspunsul trebuie să regăsesc în Evanghelie. Și el spune la un moment dat un lucru foarte interesant. Voi nu ați înțeles că nu omul este făcut pentru lege, ci legea pentru om. Și atunci e foarte simplu de înțeles că fiecare om se naște în religia lui, special pentru care are de învățat ceva
în religia respectivă. Mă rog, studiind religiile care sunt pe Pământ, într-adevăr, creștinismul și prin Hristos este religia cu vibrația cea mai înaltă. Prin faptul că nouă ne-a dus Hristos accesul la Lumină. Și acest acces la Lumină a făcut să pot să evoluez mai repede în Lumină, ca vibrație, ca decât în alte religii. Numai că fiecare individ care se naște, se naște la nivelul credinței lui, la nivelul vibrației lui și pentru asta rezonează cu o anumită parte a lumii. Vorbeam de Hristos și de necesitatea venirii lui. Să știți că, din păcate, de el e nevoie și acum. Pentru că vrem, nu vrem, am adunat fiecare din probleme. Și atunci, Hristos rămâne mai actual decât oricând. Fie că e vorba de păcatele de neam, fie că e vorba de păcatele personale. De multe ori, nu prea are cine să ne ajute să trecem peste ele, în afară de ele. Și atunci, revenim un pic la venirea Mântuitorului. O să vorbesc un pic despre natura Lui. Nu ni se vorbește foarte mult de natura divină a Lui Hristos. De Hristos ca Dumnezeu. Dar se vorbește foarte puțin de natura Lui umană. Și nu vreau să ating în vreun fel negativ ziua lui, pe până mâine ziua lui. Dar vreau să înțeleg că pentru noi Hristos este important și prin natura divină, evident. Dar este important mai mult prin natura lui umană. De ce? Păi foarte simplu. El poate să spună despre mine dragoste, înțeleg. Pentru că a trăit pe Pământ. Înțelegeți? El este important pentru noi tocmai pentru că a fost uman. Nu se prea vorbește despre natura lui umană ca nu cumva să ne treacă prin cap că am putea fi sau să ajungem precum el. Biserica l-a pus undeva acolo sus și l-a îndepărtat de om. Și tot ce pot să spun este că el nu vrea asta. În smerenia și modestia lui, Hristos e mai apropiat de oameni și mai actual decât poate că la început. Tocmai pentru că a înțeles omul. Cel mai frumos lucru pe care l-am înțeles la un moment dat este, știți, eu mă gândesc. Și la un moment dat eram supărat. Bine, măi, tot ni se spune cu Tatăl care a trimis pe unicul său Fiu ca să ne mântuiască. Asta e o prostie. Și o să vă spun de ce e o prostie. Voi v-ați trimite copiii să se chine. Indiferent care ar fi prețul sau, eu știu, motivul unui lucru. Păi dacă voi nu puteți și sunteți niște părinți buni, oare Dumnezeu ar putea să facă asta? Adică să scoată castanele din foc. Prin mâinile altuia. Și ceea ce am înțeles eu este că nașterea cristică înseamnă, de fapt, nașterea lui Dumnezeu pe Pământ. Și că Hristos este, în realitate, manifestarea Tatălui. Și că Dumnezeu și că Iisus este manifestarea Tatălui.
Adică lucrurile se schimbă. În realitate, nu. Că Iisus este și Fiul și Tatăl. Asta este altă problemă. Dar nu Fiul s-a născut. Ci El. Este același lucru și unul cu Tatăl. Pentru că Iisus a manifestat pe Tatăl de la naștere. Și atunci, lucrurile se schimbă un pic. Dumnezeu a coborât, s-a făcut om, s-a făcut întâmplar, a cunoscut bine rău pe planeta asta. Sunt convins, și la un moment dat, nu vreau să vorbesc cum vorbesc eu la cursuri, pentru că e altă ziua asta. Dar sunt absolut convins că Iisus a suferit și El, i-a curs și lui nasul, că a avut și El probleme. Cred că a suferit și de frig. Cred că a suferit și de foame. Cred că a trebuit să treacă prin toate suferințele oamenilor. Poate că a și iubit. Nu știu. Dar n-ar avea cum să mă înțeleagă pe mine dacă n-ar fi iubit. Poate că și-ar fi dorit și El altceva la un moment dat. Dar ales să facă voia ceea ce trebuie. Paradoxul e că a trăit printre oameni fără să fie înțeles de oameni. Paradoxul e că s-a născut și nici măcar cei apropiați nu au înțeles. Motivul venirii Lui. Și asta este minunea nașterii Mântuitorului, Dumnezeu, tuturor lucrurilor care se întrupează ca să ajute oameni. De ce era nevoie? Clar. Că nu se putea altfel. După aia, apropo de știți, legile karmei sunt foarte simple. Răul nu poate să manifeste relativ la mine decât în măsura în care mă rezonez cu ea. Așa funcționează universul ăsta. Momentul în care preia toate greșelile noastre face ca toate greșelile noastre să manifeste relativ la ea. Și asta la un moment dat mi-a permis și mie să înțeleg și să pot să vorbesc acum. Apropo de naștere și de plan, Dumnezeu, că de aici se spune negritul sau cel de nepătruns, gândește lucrurile cu miliarde de ani înainte. Cred că e un foarte bun jucător de șah. Ei, sunt convins că venirea Mântuitorului o știa încă dinainte să se nască om pe pământ. Și a acceptat-o. Și atunci, pe mine mă interesează să înțeleg cum gândește Dumnezeu. Și la un moment dat vorbeam despre Dumnezeu care i-a creat pe îngeri. Dumnezeu care i-a creat pe îngeri și creându-i pe îngeri l-a creat pe Lucifer, l-a creat pe Mihail. Și totuși, deci dinainte să fie existe căderea îngerilor, Dumnezeu a creat un înger războinic, pe Mihail, care era înger războinic dinainte de cădere. Că nu mai exista cădere. Nu existau îngerii căzuți. Totul era ok. Și atunci m-am întrebat bine. Dumnezeu, care prevede tot și firesc în atemporal, creează un înger știind că
acest înger se va răscula. Și după aia creează un înger, știind că acesta va apăra cerul. Și am întrebat, bine, dar oare de ce Dumnezeu, care înțeleg și care privește în perspectivă, creează și un înger care răscoală și unul care apără? Și atunci am înțeles următorul lucru. Că liberul arbitru nu se poate manifesta decât în momentul în care ai mai multe opțiuni. Și că adevărata dovadă de iubire este momentul în care îl lași pe un om să aleagă și îi oferi această posibilitate să aleagă între cel puțin două variante. Imaginați-vă un cer în care un regat, să nu luăm cerul cu spite, un regat în care toată lumea face ce zice regele și se supune necondiționat. E ca și cum ați fi într-un regat în care toți sunt roboței. Îngerii fac ce zici tu, aia fac ce zici tu. Pentru că ei nu știu altfel. Nu pot altfel. Și atunci, în momentul în care s-a creat această divergență, s-a creat deja scenariul în care spiritele aleg cu liber arbitru unde vor să se ducă. Asta este și principiul pe care îl spune Mântuitorul când zice decât cărdicei, mai bine calzi sau reci. Adică în sensul că se face o alegere. Și plecând de la premiza asta, mă gândeam, bine, Dumnezeu, clar, a creat îngerii și a permis ceea ce s-a întâmplat special ca să se îngăduie. Știa că o să apară ruptura din cer. Și știa că o să existe ceea ce a existat și există. Și anume războiul dintre ființele luminii și ființele întunericului. Și totuși a îngăduit-o. Și a îngăduit-o din iubire. Pentru că iubirea nu se poate manifesta decât în condițiile în care poți. Nu există iubire cu jertfă. Asta nu s-a înțeles. Și n-au înțeles nici măcar cei care păstoresc neamul ăsta. Că nu există iubire de frică, nu există întoarcere la Dumnezeu de frică, de frica iadului. Nu există întoarcere la Dumnezeu. Eu știu, cu joala pe spate, că relația cu Dumnezeu este relația de iubire. Și atunci revenim la planeta Pământ. Dacă Dumnezeu știa că la un moment dat această planetă va ajunge în situația nașterii Lui pentru a o putea salva, de ce a făcut? Și foarte simplu. Planeta Pământ este o planetă care are niște reguli foarte drăguțe. Primul, te naști, adormit. Doi, există niște reguli. Niște scenarii care se pun înainte la naștere. Înainte să capezi tu conștiința de sine. Trei, nimeni, nici Dumnezeu, nici nemul, nu poate să intervină într-un mod direct. Singurul mod prin care pot să intervină sunt oameni. Deci eu, om, pot să-i ofer fie răului, fie lui Dumnezeu posibilitatea să se manifeste pe Pământ. Și mai presus de toate, poate sau mă rog, că în același nivel este posibilitatea de a experimenta
fără Dumnezeu. Care e foarte important. Adică cum? Foarte simplu. V-ați întrebat vreodată ce ați face dacă știți că nu vă bate nimeni. Nici Dumnezeu, nici legea, nici nimeni. Aia este adevărata măsura noastră. Adevărata măsura a noastră este momentul în care nu avem frica de Dumnezeu, nu avem frica de autorități și putem să facem absolut orice vrem. Aia este adevărata măsura noastră. De ce? Foarte simplu. Îmi aduc aminte de o întâmplare. Cineva foarte drag mie începe și îmi povestește. Băi, zice, eu am văzut că Fimiu e mai tolomat ca așa. Și zice, acasă e așa, cu minte, mai mutulică. Zice, și într-o zi l-am urmărit la școală. Și deci, după ce a dat colțul, s-a transformat. Și uite-l pe-al meu, intrând prin bărți, și uite-l pe-al meu, în gașcă cu băieții, și uite-l pe-al meu, ăla, mutulică de acasă, fiind lider și... Și mi-am dat seama că nu știu nimic despre copilul meu. Ei, evident că Dumnezeu știe totul despre noi și ăsta e frumos. Dar noi, cu adevărat, nu ne manifestăm decât în momentul în care noi nu știm nimic de El. Și această lume este creată special ca noi să nu știm nimic de El. Ca să manifestăm toate relele noastre. Și le manifestăm, slavă Domnului. Și am avut posibilitatea vieții să manifestăm aceste rele din noi. Să le scoatem la suprafață. Tot ce ține de invidie, de ură, de cruzime, de agresivitate, de absolut toate tarele care erau ascunse adânc în noi. Imaginați-vă că pui camera de luat vedere în toată casa. Și imaginați-vă că le dăm drumul pe YouTube. V-ați comporta altfel? Clar, da. Dar, în realitate, noi suntem cei care nu ne manifestăm în fața camerelor. Pentru că vrei, nu vrei, te schimbă. Conștiința existenței lui Dumnezeu te schimbă. Și atunci, Dumnezeu ne lasă fără să fim conștienți de existența lui. Ne manifestăm toate bubele, toate de invidii, judecăți, ure, uri, toate astea. Le manifestăm. După care, vine un moment în care zici, păi, și totuși Dumnezeu există. Și atunci, când zici că Dumnezeu există, începi să-ți privești viața din perspectiva lui Dumnezeu. Nu din perspectiva oamenilor. O să vorbim despre păcat și despre ce a apărut. Știți, apropo de legea iubirii, e singura lege valabilă. Eu sunt pe principiu ajutorului tuturor oamenilor, indiferent de atât timp cât vor să se întoarcă Dumnezeu. Și o să vă spun și ceva. Și este singura lege valabilă. Mă amuzam. Azi îmi trimite mesajul o prietenă. Și zice, am fost la spovedit. Și vedea. Adică îmi avea smaie și... Și zic, de ce mi-a dat canon să nu mai calc strâmb până la Paști? Și pe mine m-am apucat de sub. De ce? Pentru că întâmplarea face că această prietenă mea are probleme mari legate de sexualitate și nu poate să se atingă de bărbați. Și i-a dat exact ceea ce n-avea nevoie să-i dea. De ce? Pentru că pentru unii asta este considerat un păcat. Ceea ce m-a amuzat de mine. În general,
oamenii consideră păcate lucruri pe care ei le consideră păcate. Și vreau să vă zic un lucru. Am stat de vorbă o dată cu o prietenă care e judecătoare. Și am întrebat-o, măi, dacă o lege este poate să fie încălcată din foarte multe motive, legea aia nu devine nulă? Și am zis, ba da, e clar că da. Nu mai are sens legea respectivă. Și mă uitam de curiozitate. Și încercam să găsesc biblic un răspuns. Și răspunsul e foarte simplu. Spune la un moment dat, Hristos, vai vouă celor care ați dat, care ați pus pe umerii oamenilor poveri pe care nici voi nu le puteți duce. Atunci am înțeles că, de fapt, toate legile, de la Moise până în ziua de azi, sunt, de fapt, spuse de oameni. Și nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Sunt niște legi care au vrut să ghideze oamenii, apropo de revoluția lor spirituală. Dar nu înseamnă că sunt perfecte. Și în orice caz sunt perfectibile. Și dacă țineți minte, singura lege pe care a lăsat-o Hristos a fost să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Adică, dacă este o lege dată de Dumnezeu pentru oameni, este să iubești oamenii, pe ceilalți, pe tine, așa cum ne iubește Dumnezeu. Și să-ți pui întrebarea dacă ceea ce faci este în legătură cu iubirea lui Dumnezeu. Și atunci îți dai seama că acțiunile tale. Acum să nu crezi că eu nu mai am probleme. Sau că am trecut de vreo baricadă și vreo treaptă și... Nu. Toți mai avem probleme. Deci dacă îmi iau acțiunile mele și le pun în oglinda iubirii lui Dumnezeu, de multe ori sunt perpendicul. Dar asta e. În asta se învață. Primul pas este să ai puterea să recunoști și după aceea să ai puterea să te îndrepti. Și dacă nu mai ai să cer pe Dumnezeu să-ți dea această putere. Revenind. Venirea Mântuitorului ca om. Nașterea Lui. Vă dați seama că n-a ieșit nimic în evidență. Dacă se știa despre el, că era doar un simplu întâmplar. Vă dați seama că a avut o viață cât se poate de obișnuită până la un moment dat, până să iasă, până la nunta din Cana. Până și la nunta din Cana se simte și acum bucuria nunții din Cana. Nu ne-a fost prezentat un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu răzbunător, un Dumnezeu cam posomorât pentru gustul meu. Ori eu sunt absolut convins că dacă Iisus a fost la nunta din Cana, sunt absolut convins că a băut și vin, pentru că a băut și la cea ce de vin. Sunt absolut convins că a dansat pentru că bărbații dansau atunci. Se făcea dansul lui Isaie, care nu are nicio legătură cu rotitul în jurul mesei din ziua de aia și cu vorbea Duhului Sfânt. Deci, absolut, bucuria aia a rămas impregnată în locul respectiv, în Cana. Și atunci, Dumnezeu iubește și umor. Dumnezeu iubește și muzică. Pot să vă spun că Dumnezeu iubește muzica de tot tipul. Atâta timp cât ea este făcută cu suflet. Dumnezeu iubește toate lucrurile. De la un capăt la altul. Pentru că pentru El toate sunt unul. Și atunci manifestarea noastră se face realitate în zone
în vibrații ale lui Dumnezeu. Poate special pentru noi. Noi nu facem altceva decât să schimbăm nivelul. Diverse niveluri. În fiecare. Dar în fiecare există formă de manifestare a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi place și muzica simfonică. Dumnezeu îi place și MMA, artele marțiale. De ce? Și m-am întrebat, de ce? E un joc virtual, lumea asta. Un joc virtual care doare. Dar e un joc virtual în care cei mai buni primesc cei mai buni. E un joc virtual în care ne permite să manifestăm tot ce este mai bun din noi, toate potențialele noastre. Și este cu atât mai important cu cât noi manifestăm potențialele noastre fără Dumnezeu. Adică, în momentul căderii, când ți se iau potențialele divine, rămâi doar tu. Parte de Dumnezeu, dar tu. Acest tu are niște calități. Și niște defecte. Niște însușiri. Dincolo de puterea divină. Asta e șarpele Kundalini. El n-are nimic din Dumnezeu decât faptul că i-a dat viață Dumnezeu. Și e din Dumnezeu, corect. Dar n-are potențial divin. N-are calitățile divine. E El. Dar până și în acest El există însușiri. Există potențial. Lumea este creată în așa fel încât tu să-ți manifesti toate potențialele tale divine la maxim. Îți oferă această posibilitate. Depinde doar de tine și de eforturile tale. De asta sunt răsplătite eforturile și nu talentul. Pentru că munca e personală. Talentul poate să fie de la Dumnezeu. Dar ceea ce fac eu este foarte important pentru că asta mă determină. Și atunci, în lumea asta, tot ceea ce sădesc eu este ceea, tot ceea ce construiesc eu este să mă construiesc pe mine. Dacă urmez muzica, mă transform în muzician. Dacă urmez radio-ul, mă transform în pilot. Dacă urmez terapia, mă transform în terapeut. Totul ține de calea pe care urmez eu, de informația pe care o adun eu. Și această lume îți oferă această posibilitate să upgradezi absolut toate însușirile și talentele tale. Să te diversifici, să te completezi, să te desăvârșești. Și asta tocmai pentru că poți să o faci fără Dumnezeu. Calitățile umane se manifestă în situații limite. Și atunci, știți, e ușor să spui că ești credincios. Dar adevărata credință se manifestă în situații limite. E ușor să spui că iubești. Dar adevărata iubire se manifestă în situații limite. E ușor să spui orice. În momentul în care ajung în situația respectivă, asta vă spun pentru că eu am căzut foarte multe teste. Am o specializare în a călca strâmb. Adică Dumnezeu îți creează situațiile te duci în ele și vin de deciziile greșite. Revii la locul unde ești, iar te duci, iar. Până în momentul în care reușești să înțelegi. Și asta nu se va, nu se rezolvă pe parcursul unei vieți. Orice mi-ar spune cineva. Ca să devii precum Dumnezeu, îți ia mult timp.
Pentru că vreau să mai spun ceva. Dumnezeu e un pic mai în vârstă decât noi. Și fiind un pic mai în vârstă decât noi, are mai multă experiență. De asta e și mult mai greu de înțeles. Revenind la Hristos. Să știți că eu nu fac nicio diferență între Hristos și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a manifestat, Hristos l-a manifestat pe Dumnezeu Tatăl 100%. Ei, revenind la Mântuitorul. Mă gândeam că până și eu uit câteodată de importanța Lui pentru mine. Și ce a făcut El pentru mine. Și multe din realizările mele îi se datorează. Mă refer la cunoașterea pe care am reușit să o ating și întrebările la care am reușit să-mi răspund. Și pe datorită noastră. Chiar și eu. Mă gândeam că eu nu am vorbit niciodată de importanța lui Iisus în viața mea. Și cât de important să fie. Și este. Aș putea spune mea culpa că în ultimul timp l-am cam neglijat. Chiar dacă îi învăț pe oameni să aibă relația personală cu El și că în urmă Iisus este mentorul interior al tuturor, eu mai neglijez asta. Bine, și din considerentul că eu sincer cred că mai trebuie să învățăm să ne luăm și noi propriile decizii, nu numai să-i punem în cărca Lui ce avem noi nevoie. Adică avem acest talent să ori facem doar ce vrem noi, ori ne ducem în extrem mai alată în care am vrea să ne sperie Dumnezeu și pe dinți. Adică nu avem o limită de genul ăsta în care pun, sunt lucruri pe care pot să le fac eu în Dumnezeu și există momente în care e bine să întreb, e bine să să ascult voința divină. Am fost la un moment dat întrebat cum pot să-mi ascult sufletul sau cum pot să-L ascult pe Hristos. Destul de greu. Trebuie exercițiu. În primul rând, vreau să vă zic un lucru. Iisus este un tip special. Și El spune așa. Eu stau la ușa ta și bat. Asta înseamnă că Iisus nu o să vină niciodată pe nepusă masă, nu o să vină niciodată nepoftit nici în viața ta, nici în gândul tău, nici în, eu știu, în nimic ceea ce însemn tu. Nimic din ce înseamnă lumea asta. El nu o să vină nepoftit, pentru că El are bun simț. Dar e acolo. E acolo după ușă. Și dacă odată o să ai, eu știu, curiozitatea să deschizi ușa aia și să-L întrebi, îți va spune. Și la un moment dat era un preot și îmi spune, era pila unui pusnic care căruia i s-a arătat Hristos și el a refuzat să-L vadă. Zicând că vrea să-L vadă doar după moarte. Menirea lui Hristos este tocmai să ne ia de mânuță din pragul conștientizării până când ajungem la Dumnezeu după ce murim. Adică a-L respinge înseamnă a-L respinge exact misiunea lui personală. Misiunea personală a Lui, lui Hristos,
a fost să renunțăm în momentul în care conștientizăm că există Dumnezeu și că avem o cale de străbătut până la El și până la a ajunge la Dumnezeu. În Dumnezeu. La identificarea cu Dumnezeu. Deci asta e misiunea Lui. Personală. Și dincolo de ea. Cine crede în mie, acesta și mai mare decât acesta mă face. Deci este o poartă. Dincolo, numai Dumnezeu știe ce mai e. Nu mă ajunge. Ori, ai nega, înseamnă să-i neg exact lucrul pentru care a venit. Dumnezeu, Hristos, rămâne. Cel mai bun mentor. Cel mai bun mentor interior. Mă rog și cel care ne ține de mânuță până la Dumnezeu. Cu singura vedare. Să-i cere asta. Să-i cere ajutor. E scris că nimeni nu pleacă neajutat de la El. Sub o formă sau altă. Și atunci, atât de important este misiunea Lui. După aia, mă gândeam la cum a evoluat lumea. Relația personală cu Hristos nu o dă împărtășanie. Așa suntem învățați. Că îl ai pe Hristos în tine doar dacă te împărtășești. Nu e adevărat. Hristos intră în tine dacă îi dai tu voie. Împărtășanie este consfințirea relației personale cu Hristos. Nu la ce lui Hristos în tine. Păi ar semna că toți cei care s-au împărtășit în locul de acolo ar fi în relație cu Hristos. Și asta este o altă problemă, pentru că oamenii sunt atât de preocupați. Mă duc, mă spovedesc, mă împărtășesc. De ei nu au nicio legătură cu Hristos. Oamenii nu au înțeles. Hristos nu e împărtășania. E parte, e o manifestare. E relația personală cu Hristos. Este cu totul altceva. Relația între spirite. Hristos este ființă. Este... are o personalitate. Hristos este precum noi. Dintr-o anumită perspectivă. Nu vorbim de lumina Lui, care e cât e. Noi vorbim de El, ca persoană. Ei, împărtășania este medicament. Ne poate ajuta în nevoință spirituală. Ne poate... Dar nu se înfărăță personală Hristos. Nici măcar nu se vorbește de relația personală Hristos. Dacă am avut o relație personală cu Hristos, te duci la magazin și n-ai mai cumpărat toată prostie. Pentru că ai ști ceva ce să pui mâna. Relația personală cu Hristos se poate manifesta oriunde. În orice moment. Relația personală cu Hristos poate să fie în orice moment. Și ce-i drăguț este că prin botez noi avem legătura cu Hristos. Prin taina botezului. Prin taina botezului avem acces la ce? Prin taina botezului avem acces la Hristos. Prin taina botezului avem acces la persoana divină, că e Maică, că e Dumnezeu Tatăl. Prin botez avem acces la foarte multe. Dar nu te învață nimeni. Eu am crezut că prima oară este rea voință. Nu. Au uitat ritual. Au învățat atâtea ritual încât au pierdut din vedere esența. Și esența rămâne Hristos. Nu popa face împărtășeană. Hristos. Hristos se poate împărtăși cu lumea. Eu vă doresc să vă împărtășească Hristos pe lumea aia, pe lumea asta. Aia e bine. Mă gândeam la... revenind un pic la lumea asta. La
cum a ajuns ea. Și îmi spuneți, bine, mie, s-a născut Dumnezeu, a distrus iadul, de ce nu s-a schimbat lumea asta? Puf! Am vins demonii, se putea rezolva. Pentru că așa a avut Dumnezeu. Pentru că lumea trebuie să fie în formă în care e. Pentru că nu poți să experimentezi rău în cer. Nu poți să te experimentezi pe pământ. Aici poți să experimentezi durerea. Poți să experimentezi durerea altora. Nu? Poți să experimentezi absolut orice. În cer n-ai voie. Atunci lumea asta trebuia să fie. Lumea asta e un fel de poligon de încercări. Lumea asta este un loc în care poți să experimentezi. Toate ți sunt îngăduite, dar nu toate ți sunt de folos. Toate ți sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Și să stăm pe pământ. Să experimentăm. Evident. Există mirajul lumii astea. Până nu l-ai întrebat prin el, n-ai cum să-l înțelegi. Și nici dacă ai trecut prin el, nu ești sigur că nu o să mai treci. Sau că nu-ți ia mințile cineva. Mirajul acestei lumi este tocmai diversitatea ei. Dar vreau să vă zic că până și în diversitatea ei, dacă te uiți în esență, ajungi tot la urmă. Pentru că orice lucru presupune un program, o informație, o energie. Și atunci orice lucru pe care îl vezi e creat de cineva. Iar acea minunăție care duce la existența aceea lucru este tot Dumnezeu. Evident, e foarte drăguț un leu, dar e drăguț acolo, la el în cușcă. Nu e drăguț să-l întâlnești. Dar paradoxul este că până și leul ăla tot Dumnezeu e. Adică orice. Lucru în manifestare este Dumnezeu. Și voi înțelegi că nu mai există accident. Dacă te muști cu mâine pe stradă, trebuie să te înțelegi de ce ai îngăduit Dumnezeu asta. Pentru că în spatele Lui e Dumnezeu. Paradoxal. Și totuși așa funcționează lumea. Câteodată ni se îngăduie să întâmple lucruri rele pe care noi le considerăm rele. Care te fac să suferi. Dar dacă analizezi profunzimea lucrurilor și începi să te detașezi de durerea respectivă și te uiți în spatele ei, îți dai seama că în spatele ei fac Dumnezeu. Și că tu înțelegi altceva și înveți altceva. Da. Totul de manifestare. Revenind la sărbătoare. Eu, sincer, cred că există Moș Crăciun. Și cred că Moș Crăciun e Dumnezeu. Și cred că frumusețea sărbătorii de iarnă și această conexiune între nașterea Mântuitorului și bradul, nu ai nicio legătură cu bradul cu nașterea Mântuitorului, este îngăduită de Dumnezeu. Și este îngăduită de Dumnezeu, știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne vrea fericiți. În lumea asta, care e o lume grea, deci noi trăim într-o lume foarte grea.
în care vrei, nu vrei, apare durerea, în care vrei, nu vrei, apare suferința, în care vrei, nu vrei, apar boile, în care vrei, nu vrei, apar suferința, dacă nu-ți apare tale, apare celorlalți. Deci e o lume, păi e o școală grea, noi suntem ca într-o școală de aia, la trupele SEALS, deci, serioasă, da? Și totuși Dumnezeu ne vrea, ne vrea fericiți, ne vrea bucuroși și ne dă momente de fericire și de bucurie, că e aia, că e Paștele, că e Crăciunul, că e. Și la un moment dat mă gândeam, bine, bine, dar ce sunt, de ce îngăduie Dumnezeu asta? Că n-are nicio legătură, nu bradul, globurile, porcul și cu Hristos. Și motivul este pentru că Dumnezeu ne iubește. Și ne vrea fericiți. Sărbătorile astea sunt precum poveștile pentru copii. N-au nicio legătură cu adevărul spiritual. Dar să înseamnă că nu sunt frumoase. Să nu înseamnă că n-au sclipirea lor. Ce vreți să spun? Iau un copil și mă duc și arăt firmele lui Mel Gibson cu Patimia lui Hristos. Mai frumos, brad. Dacă va vrea, dacă va simți, la un moment dat va înțelege că are nicio legătură bradul cu Moș Crăciun și cu crucificarea lui Hristos și cu motivul nașterii lui. E clar, Hristos s-a născut să fie sacrificat. El este ca și miel. S-a născut și trebuia să fie tăiat de Paște. Punct. Asta a fost misiunea lui personal. Să moară. Dar paradoxul este că nașterea lui și moartea lui sunt o bucurie. Chiar dacă, mă rog, să cere orele alea. Dar nașterea lui înseamnă, de fapt, bucurie cerului. Și scara către Dumnezeu. Noi am pierdut scara către Dumnezeu. Care către Dumnezeu. Și El ne-a readus scara către Dumnezeu. Mai există și alte? Există. Toate credințele au scara către Dumnezeu. Evrei au legătura personală cu Dumnezeu Tatăl. Mahometan au legătura cu Allah. Fiecare are scara lui. Iar pentru Hristos. Dar toate pleacă de la nevoia de a ne ridica pe noi și de la nevoia de a îi face pe alții, de a ajuta pe alții. Vă dați seama că atenția unui univers, e clar că mai sunt planete unde există legătura asta între bine și rău. Dar ca întreg universul să se uite pe planetă cum e a noastră, care nu înseamnă nimic, nu se mai vede dincolo de Saturn, mi se pare. Abia se vede. Cât de important suntem. După aia, evoluția spirituală pe planeta Pământ permite nașterea de sau evoluția spirituală care conduc Universului. Aici se învață. Noi suntem, planeta Pământ este un fel așa de școală care are de la creșă până la maestri, doctori. De ce? Tocmai pentru că se poate. Și că există toate valențele. Și astea nu s-ar fi putut dacă nu exista Hristos. Dacă nu era El, se producea dezechilibru. Prin Hristos se produce echilibrarea planetei. Adică mănăstirile au sensul echilibrării energiei negative create de cealaltă orașe. Așa exista. La un moment dat, pentru că a apăruse foarte mult polarizarea și se polariza bine în mănăstire și rău în orașe, a venit, nu știu dacă nu, Părintele
stăluaie cu ideea monahizării orașelor. Adică faptul că în orașe o să există oameni care o să trăiască precum cărugării, precum pusnicii, făcând voia lui Dumnezeu. De ce? Spre ce să nu se mai producă dezechilibru polarizării? Și așa o să fie în toată lumea. Tot cu ajutorul lui Hristos. Că dacă ești mijlocul singur, ești singur în mijlocul întunericului, n-ai nicio șansă. Și asta o să fie. Și este deja. Un singur om poate să stăpânească foarte mult rău. Un singur om, da, înființă să ai protecția lui Dumnezeu. Singur. N-ai nicio putere. Revenind la Iisus. Tu zici că prezența Lui este mai actuală decât oricând. De ce? Pentru că fericirea înseamnă Dumnezeu. Ori oamenii au căutat fericirea în diverse locuri. În diverse locuri. În împliniri materiale, în familie, în ce vreți voi, în sex, în toate. Și au dat seama că nu e acolo. Și atunci am început să întorc către Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te lasă. Ce crezi că te face fericit? Aia. Iau. Ce crezi că te face fericit? Aia. Iau. Și am zis, nu e. Nu e în aia, nu e în familie, nu e în copii, nu e în profesie, nu e în... Și zic, bun, bun. Și fericirea unde e? Și de fapt îți dai seama că te-ai îndepărtat de Dumnezeu. Și atunci te întorci la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu e fericirea. Și te întorci la fericirea. Și de asta se întorc oamenii către Dumnezeu. Pentru că au văzut că fericirea nu e partea lor. Simplu. De ce bisericile noastre sunt pline? Pentru că mai există trăire în ortodoxie. Mai există trăire în preoții care sunt noastre. Mai există trăirea în viața duhovnicească a unora. Și atunci oamenii simt că ceilalți au ceva. Și se îndreaptă către ei. Ceea ce e foarte bine. Păcat. Această trăire nu e dublată și o cunoaștere spirituală. Puterea nu vine din credință. Vine și din credință. Corect. Dar nu vine numai din credință. Puterea vine și din cunoaștere spirituală. Adică gândirea. Gândirea este o parte a Lui Dumnezeu. Mă gândeam la nașterea lui Iisus. Iisus a fost și este pentru mulți un model. Din păcate, este un model. Un model greșit înțeles. Și este un model greșit înțeles pentru că noi înțelegem prin model o chestie pe care o copiezi. Nu înțelegem că un model trebuie să fie ceva pe care îl adaptezi ție ca personalitate. Și atunci avem foarte mulți criști ca fețe, dar foarte puțin criști ca interior. Adică, oamenii au înțeles să copieze pe Hristos. Nu să înțeleagă. Și să adapteze ce a spus el lui fiecare în parte, mă rog. Mă rog, din start o femeie nu poate să fie precum Hristos, cu totul, da? Dar calitățile lui divine poate să ne aibă. Să nu înseamnă că nu poate să trăiască în Hristos sau nu poate să fie precum Hristos. Chiar dacă e femeie, pe lângă Hristos. Vreau că am fost bărbat. Nu ne spune nimeni că, mă rog, ar fi fost altfel. Și atunci, eu, la un moment dat, plecasem, mă rog, trăind mai mult în mănăstire, am plecat foarte mult pe partea asta, cu ținută, barbă, părul, etc.
Țin minte că la un moment dat m-am pus un călugăr să mă bărbiresc și am plâns că mi-am dat barba din jos. Și că am pierdut chipul lui Dumnezeu. Și... Da. Doamne, eu nu zic că a dat Dumnezeu filmul ăla pentru mine. Aia se numește sincronicitate, da? Și cum eram eu foarte supărat că trebuie să-mi dau barba jos. Bine, eram la facultate, nu mai primeam profesor de endocrin de la examen, care zice ce se orocă. Și mi-am dat barba jos. Și atunci vreau un film. Pe, nu mai știu, pe ce post, ăla cu dedicare în Kung Fu. Și era vorba de un, ultra-ortodox pe care prin niște cowboy și rad barba. Și rad barba și nu mai e primis, nu mai e primit în comunitate, pentru că i-a fost luțită chipul lui Dumnezeu. Și că înseamnă că a greșit el ceva dacă i-au soțit chipul lui Dumnezeu. Mă rog, și în momentul respectiv, personajul principal îi spune, dom'le, știi, în țara mea există un animal care se cheamă cameleon. Și cameleonul, dacă se pune pe piatră, are culoarea pietrii. Dacă se pune pe iarbă, are culoarea ierbii. Dar zice, înăuntru lui tot cameleon este. Și atunci am înțeles, în realitate, filozoful nu face barba. Adică, nu barba îl face pe filozof, nu. Și că, până la urmă, ceea ce contează și ceea ce se vorbește din totdeauna este interiorul. Și ceea ce te mântuie interiorul. Eu vreau să vă spun ceva. Dau un scris, la orice oră, că nici măcar respectarea tuturor poruncilor și dreptarilor de spovedanie nu vă mântuie. Dau un scris, oricând și la orice oră, și ștampilat așa, cu parafă. Pentru că oamenii n-au înțeles că ceea ce te mântuie, mântuirea însemnând, de fapt, evoluția spirituală, este schimbarea mea, de la nivel interior. Adică, din perspectiva asta, e de 1000 de ori mai bună psihanaliză decât duhovnicie ortodoxă. Adică să fie foarte clar. De ce? Pentru că una ajută la, eu știu, rezolvarea tenebrelor mele interioare, pe când aia altul mă face doar să mă simt culpabil și vinovat și eventual să-mi dau capul de preț că nu s-am nicio șansă să mă mântui niciodată. Ori, intenția este să evoluez din punct de vedere spiritual. Să mă schimb. Dumnezeu vrea să înțeleg. Păi dacă aveți niște copii, ce vreți să-i faceți? Să-i bateți sau să facă de frică totul? Sau vreți, eu știu, să înțeleagă de ce au greșit. Pentru că dacă înțelegi de ce ai greșit, sau de ce nu e bine să faci, nu dacă ce ai greșit, de ce nu e ok să faci un lucru, sau să te eliberezi de acel lucru din tine. Evident că vă interesează cum evoluează în timp. Și că a scos din el toate, eu știu, dorințele ascunse. Și pe care nu le recunoaște. Că degeaba îi spui unui om, bă, n-ai voie să faci asta dacă el și-o dorește să o facă. Orice lucru pe care ți-l dorești să-l faci și nu-l faci, că e păcat, te duce înapoi pe pământ. Scurt. E o pildă pe care am înțeles-o, era la Părintele. Eu am înțeles, mi-a trebuit 20 de ani să o înțeleg. Eram la Lococeu, la Părintele Bisarion. Și pe unde spovedea el, erau o pildă cu o femeie, o fată care s-a îndrăgostit, ar fi vrut și ea un altă cu un tip drăguțel, ăla n-a vrut și a intrat în mănăstire. Și a stat în mănăstire, am uit în mănăstire, am uit și fecioară și tot nu s-a mântuit. Și înțelegeam, păi cum poți să nu te mântui? După ce că te chinui o viață întreagă, intri în camă de mănăstire și tot nu te mântui? Păi da, simplu. Pentru că ceea ce te ține atașat de pământ sunt propriile tale dorințe și propriile tale nevoie. Dacă simți nevoia pentru Dumnezeu să faci un lucru, mai bine faci prostie. Găsești un cadru. Un legal, cum să-l faci. Decât să te duci la un moment dat cu dorința aia nerezolvată. Pentru că aia te obligă să te întorci. Sub o formă sau alta. Și atunci, principiul conform căruia, decât să-ți pară rău că n-ai făcut, mai bine să-ți pară rău că ai făcut, rămâne adevărat din punct de vedere
dar și evoluții spirituale și mântuire. Și atunci evoluția voastră nu se bazează pe spovedanie. Spovedania mă ajută. Corect. Dar nu rezolvă problema. Rezolvarea problemei înseamnă înțelegerea lor. Vă poate ajuta Hristos în asta? Absolut, da. Cum? Foarte simplu. Îți dă ceea ce ai nevoie. Până eliberezi tu de problema. În momentul în care ai înțeles, Dumnezeu te poate elibera. Așa ceva într-o secundă. Apropo de legi. Și de mântuire. Este o pildă foarte drăguță. Pilda unui om care la care vine Arhanghelul Mihai și îi spune vino că trebuie să mergem la judecată și ăsta nu merge. Cum nu mergi? Nu merge. Cum merge? Păi uite așa. Scrie aici că nu judecai și nu vei fi judecat. Eu n-am judecat pe nimeni. De unde rezultă? Că problema nu este să fii cel mai curat, ci să fii cel mai bun avocat. Și pe partea cealaltă. Apropo de evoluția spirituală. Modelul Cristi. Și el a spus foarte clar asta. Dar v-am zis, nu se citesc Evanghelia și nu se știe. El a fost întrebat la un moment dat ce trebuie să faci. Și a zis că trebuie să stai în locul în care ești. Bă, lasă-și vadă treaba lui, bă, lasă-și vadă treaba lui. N-a zis, Doamne, haideți toți în mănăstiri. Niciodată. De ce? Foarte simplu. Și iar e o chestie pe care o uită lumea. El spune la un moment dat, nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, să mântuie, ci cel care face voia Tatălui meu. Voia Tatălui meu poate să fie orice. Voia Tatălui meu poate să fie orice. Țineți minte treaba asta. De ce? Pentru că noi suntem învățați prost. Că unele lucruri sunt greșite. Nu e adevărat. Dacă vă uitați, revedeam zilele astea, am avut foarte mult timp liber și m-am lăsat, Doamne, Doamne. Și am văzut Iosif. Și am văzut Moise. Și evident, mi-au să aminte de mai multe pilde. Dom'le, Moise a omorât. Moise l-a manifestat pe Dumnezeu. Dacă nu omora, nu pleca în Egipt. Nu pleca din Egipt, nu fugea. Plus alții care au mai mielit-o pe parcurs. Deci, voia Dumnezeu a fost moartea pruncilor. Moartea celor din tâi născuți ai egiptenilor. Voia Dumnezeu a fost umplerea de pube. Păi să nu crezi că voia Dumnezeu înseamnă doar stăm în rugăciune și în post. Smeriți așa, mie îmi plac figurile alea umile. False. Fals umile. Nu. Voia Dumnezeu poate să fie orice. Pentru că știe El de ce. De asta este nu tot cel ce zice Doamne, Doamne, să mântuie. Și cel care face voia Tatălui meu. Hristos, care este blândețea întruchipată, e în El, a pus mâna pe bici și l-a dărâmat arabe. A uscat smochinul. Nu știu dacă știți, dar a spus, era cizmar, parcă,
Pe drumul crucii a încercat să așeze pe băncuță și acolo era un cizmar. Și cizmarul ăsta era cam... era supărat. Și l-a dat la o parte. Și a zis, mergi. Și Hristos i-a zis să meargă până la sfârșitul veacului. Nu mai știu cum urmă. Mă rog, n-are important. Se întâmplă multe. Voia lui Dumnezeu poate să fie ceva care sună rău. Câteodată e de neînțeles. Dar cum e înțelegând, te apropii mai mult de El. Și îți dai seama că, de fapt, El vrea binele tuturor. Și că până și lucrurile rele se întâmplă spre bine. Eu am plecat de la a fi supărat pe Dumnezeu. Și în timp am ajuns să-L iubesc pentru că, de fapt, îmi dau seama că urmărește binele tuturor. Evident, nu e foarte plăcut că binele ăsta tuturor presupune sacrificiul tău. Și nu e foarte drăguț treaba asta. Dar, în perspectivă, îți dai seama că merit. În altă ordine de idei, prin fiecare om se manifestă Dumnezeu. Prin fiecare om are lecții de luat de la Dumnezeu. Prin fiecare situație ai ceva de învățat de la Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Lui Dumnezeu îi plac campioni. Dumnezeu iubește campioni. Campioni în orice domeniu. Nu îi plac cei care își irosesc. Cei care își irosesc talentele, potențiale. Nu-i plac cei care se irosesc pe înșiși. Și am remarcat că Dumnezeu prețuiește foarte mult viața. Viața asta, doamna, în care noi o trăim, este foarte prețuită de Dumnezeu. Și cum e că noi nu o prețuim? Adică, vreau să spun, încercam să văd ce părere are Dumnezeu despre nu o să plac. Doamne, între un depresiv care stă în rugăciune și în post și are o viață de asta. Și unul, domnule, care le-a trăit pe toate, care le-a făcut pe toate. Și la fiecare a zis, bă, știi ce? Asta nu merită. Bă, știi ce? Asta nu merită. Bă, știi ce? Nu, asta. Și până la urmă se întoarce la Dumnezeu. Nici spre ce preferă Dumnezeu. Pe-a doi. De ce? Pentru că a trăit. Pentru că a înțeles. Pentru că e viu. Păi la alții. Băi, decât să fiu un mort viu? Și o prima întrebare pe care ar trebui să vă puneți, bă, sunteți niște morți vii? Adică mergeți așa ca... Sau trăiți cu adevărat? Când trăiești cu adevărat? Când ai entuziasm în ceea ce faci. Bă, n-aveți decât să aveți entuziasm și în prostii pe care le fac. Eu nu văd entuziasm nici măcar în prostii pe care le fac, ori le fac așa. Fără nici nu simt. Entuziasmul ăsta înseamnă că îți răcorești, mă, o parte a sufletului care vine tot de la Dumnezeu. Nu trăiți. Mă uit la viețile oamenilor și sunt atât de anoste, de lipsite de culoare, de lipsite de preț
disprețuire. Și chiar cred că cel mai mare păcat este să îți rosești viața. Da. Mă gândeam, bun, și când o să mă zic, doar uite, am făcut-o și pe asta. Perfect, uite aici, am înțeles asta. Uite, am făcut asta. Doamne, aici am înțeles asta. Uite, am făcut asta. Dar bă, dacă nu faci nimic, ce să înțelegi? E ca și cum nu trăiesc de teama de a nu greși. Da. Problema este că a nu trăi înseamnă să nu prețuiesc viața. Găsiți o modalitate de a trăi. Vă ajută Hristos, vă spun eu. Noi avem idei greșite în cap. Greșite, greșite, greșite. V-am spus, am stat 5 ani în mănăstire. Nimeni, pe nimeni n-am auzit vorbind despre relația personală cu Hristos. Trebuie să te împărtășești. Mă lași. Nimeni. Nu scrie nicăieri în Biblie că trebuie să te împărtășești ca să ai o relație personală cu Hristos. Pe nimeni. Nici măcar cu Duhul, ci mei. Și să învăț asta de la unul. Era, mă rog, un poză de revizie. Și era un jucător de baseball american care vorbea despre Hristos și despre relația cu Hristos. Și cum a ajuns el să fie cel mai bun, pentru că de mic vorbea cu Hristos. Și așa am început să încerc și eu să înțeleg cum poți să stai de vorbă cu el. Nu vă fie frică. Lăsați prostiile. E scris acolo în Biblie, la un moment dat. Dacă copilul cere de la părintele, de la părintele lui o bucată de pâine, părintele lui îi va pune în mână un șarpe. Deci cereți relația personală. Stați de vorbă. Spuneți-i. E cel mai bine și e singurul care vă poate ajuta. Restul noi, oameni, suntem supuși și greșeni. Relația personală cu Hristos e cel mai important lucru. El s-a născut special ca să ne ia de mânuță să ne ducă la Dumnezeu. Asta e sensul misiunii mele. Eu aștept întotdeauna Crăciunul așa, în liniște. Îmi place să stau acasă. Fără paranghelism, știu ce. Pentru că de Crăciun primesc misiunea personală. Misiunea personală de mine sunt date de Hristos. Văd dacă mai țin cursuri. Dacă și ce fac în anul următor. De fiecare Crăciun. De Paști deja sunt în cuvântul în pupă. De ce? Păi foarte simplu. Știți că Paștele ăsta, Crăciunul, de fapt, este în legătură cu 9 ani. Cu soarele. Care are limitul? Și vreți, nu vreți, când convine bisericii sau nu, există o ierarhie spirituală a Pământului și există o ierarhie spirituală a Soarelui. De aceea sunt bisericile spre Est. Nu ne închinăm Soarelui. Dar ierarhia superioară planetei Pământ, nu pare rău, cum la Dumnezeu, Tatăl Universului și a tuturor lucrurilor, este Soarele. Este Dumnezeul Soarelui. Și sunt Îngerii Solari. Care vin pe Pământ. Și atunci, de Crăciun se dau inclusiv misiunea voastră. Se prelungesc vieții, de exemplu. De Crăciun, tuturor celor care, mă rog, mai sunt cu un picior mai aici, mai încolo, sunt de Crăciun sau de Paști, stai de vorbă cu șeful și îți spune. Mai ai sau mergem tai-tai?
pare că mai stau. Și anul ăsta. La mine se suplimentează misiunea anuală. Și atunci... cine știe? Toată mă întreb unde vrea să ne ducă Dumnezeu și unde vrea să mă ducă Dumnezeu. Pentru că nu mai văd. Până acum aveam o vagă bănuială, acum văd că se schimbă așa un pic viața mea. Și dacă așa, Dumnezeu, asta e. Ei, asta e valabilă pentru toată lumea. Apropo de misiunea personală. Se schimbă multe. De Paște, de Crăciunul ăsta. Apropo de anul următor. Nu știu de ce îl văd așa ca pe o șampanie care se revarsă din toate punctele de vedere. Și de bine și de rău. De asta e? Mai și pătează. Deci, revenind la Hristos, El vă dă misiune personală. El este cel care odată ce îl mărturisiți voi, vă mărturisi și El în fața Tatălui. El este cel care vă poate duce denunța unde vreți și vă poate da răspunsul. Pentru că oricum El e de la alt nivel decât noi. Mai e un lucru. Sunt întâmplări prin care trebuie să trecem. Și din întâmplările în care putem să trecem, nu ne scapă nici Hristos. Asta pot să vă spun. Vrem, nu vrem, asta e. Adică, țineți minte când spune Doamne, ia paharul ăsta de la mine dacă se poate, dar nu voia mea, ci voia ta să facă. Unu, a văzut ce avea de văzut. Nu prea i-a plăcut nici lui. Nu cred că e ușor să vezi că vei fi crucificat. Și a cerut schimbare. Dar vă dați seama, până și El, asta este natura umană lui Hristos. Și asta este farmecul lui, natura lui umană. Pentru noi. Doamne, ia paharul ăsta de la mine, dacă se poate, înseamnă 1, îndoială, 2, că s-a îndoit până la ultima clipă că va trebui să fie crucificat. 3, că era o carne, îl durea, să gândea, Doamne, dacă vă trebuie, va trebui să vă fiți crucificat, bine că am ce senzația ce avea. Dar totuși, a acceptat voința divină. Asta e farmecul mișului. Și farmecul, că până la urmă, eu nu cred că s-a născut știind, m-am născut, mă crucific, plec. Și mă ridic la cer. Nu. Cred că a fost o surpriză pentru și pentru el și că a trebuit să o descopere în timp. Nu cred că i s-a spus destul. N-ar fi avut cât timp să înțeleagă oamenii dacă ar fi avut informația asta. Și în niciun caz nu mai poți să te bucuri la o nuntă dacă știi că o să fii crucificat. Și de asta întâmplările astea prin care trebuie să trecem, aia nu ni le îngăduie Dumnezeu să le știm. Nici de la noi, nici de la alții. Întâmplările nasoale, evident. De ce? Pentru că așa potrăște Dumnezeu. Se poate altfel? Nu. Trecem prin diverse situații speciale ca să... Când îți înțelegi care îți sunt cu adevărat prieteni? Când ești jos. Când ești bine, ai o grămadă prieteni la masă. Când ești jos, nici țipeni. Unii arunste și în jur. Și atunci, e o selecție. Vrei, nu vrei, treci și prin asta. Pentru tine, ca să înțelegi, pentru alții, ca să-și arate adevăratele fețe. E doar școală. E doar manifestarea noastră. Și așa și cu relația cu Hristos. Evident că există momente în care te rogi, te rogi, te rogi, te rogi. După aia
unii pentru că nu sunt ajutați să întorc. Și nu înțeleg un lucru elementar. Credința trebuie să fie dincolo de manifestare. Dar în momentul în care înțelegi că nimic nu se poate întâmpla în Universul ăsta fără știința Lui, și asta este tot Hristos. Fire din, de păr din capul vostru sunt numărate. Nu ca de o vrabie secerată de pe pământ fără să știe Tatăl. Se va avea pentru fiecare om. Nu pentru mine sau pentru orice om. Și drăguț este că toți sunt la fel de important pentru Dumnezeu. Numai că El vede mai departe. Vede în timp. Și văzând în timp, fiecare dintre noi se află, de fapt, pe traseul Lui. Pe trasa Lui. Câteodată Dumnezeu te pune pe stand-by. Te lasă așa pe linii moarte. Te lasă pe linii moarte ca să ai timp să te hotărăști ce vrei să faci. Nu există linii moarte. Există doar momente în care tu te decizi ce-ți dorești de la Domnul și de la viață. În care tu decizi ce vrei să faci. Bun, fac voia lui Dumnezeu. Perfect, sunt dispus să fac voia lui Dumnezeu. Dar în ce? În ce cadru? Că pot să fac voia lui Dumnezeu să fiu actor? Pot să fac voia lui Dumnezeu să fac emisiuni? Pot să fac voia lui Dumnezeu să... orice. Voia lui Dumnezeu presupune foarte multe roluri. Eu trebuie doar să îmi aleg rolul în care pot să fac cu voia lui Dumnezeu cel mai bine pentru mine și pentru alții. Și asta trebuie să facă fiecare dintre ei. Și asta nu înseamnă că nu pot să fac ceva ca lumea. Să fim serioși. Și dacă ești pe loc, poți să faci. Poți să te apuci să brodezi. Să faci niște lucruri superbe. Deci, indiferent în ce stare ești, tot poți să găsești să faci ceva ca pentru Dumnezeu. Eu nu știu, noi n-am stabilit o oră și când să punem întrebări. Bogdan. Cât e ceasul? Am înțeles. Apropo de bucuria sărbătorii de Crăciun, cum ar trebui întâmpinată și simțită, trebuie să mărturisesc că eu n-am simțit sărbătoarea asta, dar este vina mea. Și nu este vina mea, hai zicem că un prieten de-al meu are un problem. Din cauza asta n-am putut să mă bucur. Deși știu că întotdeauna se face voia Dumnezeu și că nimeni, nici bun, niciun om nu poate să treacă peste voia Lui. Hai să zicem că mi-a picat destul de greu. Și n-am putut să mai fac nimic. Și nici nu simt, și nici nu cred. Și nici nu... Nu că aș fi supărat, ci... Poate dintr-o solidaritate, habar n-am. Ei, dar asta înseamnă că nu trebuie să bucure ceilalți. Și nu înseamnă că nu trebuie să ne bucurăm. Pentru că nașterea Mântuitorului este precum coborârea Lui pe Pământ. S-a deschis cerul. S-a deschis cerul până sus. Și dacă am putea să ne conectăm la momentul nașterii, o să deschide efectiv cerurile ca să coboare Duhul Sfânt. Deci de la momentul, nu neapărat nașterea, putem să vorbim de la momentul în care a venit Gabriel la Fecioara Maria. Și în momentul respectiv, de când a apărut pruncul, vreau să spun că a fost Dumnezeu de Pământ, nu în momentul nașterii. Pentru că momentul întrupării, momentul în care a rămas însărcinată Fecioara Maria, este momentul nașterii Dumnezeu de Pământ.
că Dumnezeu era deja acolo. În pântec cu mame. Deci de la prima diviziune a celulei ou. Ăla este momentul coborului lui Dumnezeu. Să știți că din perspectiva mea, deci dacă o tratez energetic, spiritual, coborul lui Dumnezeu de Pământ este momentul în care rămâne Maica. Restul e o chestie firească, dar Dumnezeu era deja pe Pământ. Chiar dacă era în burta mamei, ce nu se simte copilul în burta mamei? Nu este... N-apare pilda când se întâlnește cu mama lui Ioan Botezătorul și ea trebuie să-l tap uncul în burtă când s-a întâlnit. Îl simțea deja pe Dumnezeu născut. Pentru că cel mai important moment este momentul ăla. În întrebare, un copil este un spirit, este născut pe Pământ din momentul în care există în mamă, de la prima. Așa că nașterea de la Betlehem nu este decât ieșirea pe planeta asta, în trup. Dar el era deja prin intermediul aici. Drăguț este, nu știu dacă vă dați seama, coborarea lui ca vibrație foarte mare pe Pământ și faptul că s-a plimbat peste tot a făcut ca Pământul ăla să fie Pământ Sfânt. Și momentul pentru care, momentul, motivul pentru care Pământul Sfânt, și v-am spus că chiar am verificat vibrațiile Pământului ăla și unde pe unde a trecut Hristos este, are altă vibrație decât în alte părți. Motivul pentru care a apărut, mă rog, motivul pentru care s-a schimbat vibrația este tocmai pentru că s-a primat în zonă și a mers și fiecare pas a lui însemna sfințirea locului respectiv. Pentru că odată ce ai un anumit tip de vibrație, locul pe care mergi rămâne întipărită urmă pașilor lui. Pe care n-am venit și pe aici. Era interesant să vorbim. În altă ordine de idei, apropo de naștere și de prunci, de problema lui Irod, este o jertfă care se dă rău în momentul în care se produce un dezechilibru de genul ăsta. Un echilibru în bine trebuie urmat un dezechilibru în rău și invers. Pentru că lumea asta se află exact la nivelul contrarilor. Deci nu se putea altfel trebuia să moară pruncea ca să nască Hristos. Nu se putea. Altfel. Bineînțeles că este un singur apostol, adică unul dintre apostoli, bine, mare, nu știu, a scăpat pe lume, dar nu știu care dintre ei l-a convins Hristos să vină să urmeze, pentru că i-a zis mai înainte de a te fi ascuns sub smochin, te-am cunoscut. Adică, unul dintre apostoli, nu mai știu exact care, era la un moment dat era născut, era prigoniți că vreau să omoare pruncii și atunci mama lui, mama apostolului, s-a ascuns sub un smochin și smochinul ăla și-a lăsat crengile în jos. Și m-a acoperit și l-a salvat. Și nu mai și mama lui știa treaba asta. Și atunci a dat seama că prin Hristos se manifestă Tatăl. Și așa l-a urmat pe Hristos. Bun. Ideea este cred că sărbătoarea asta trebuie să ne poți vedea în bucurie. Pentru că în momentul nașterii lui, de fapt, ni se deschide calea noastră către Dumnezeu. Adică, e ca și cum mi-ar deschide mie cineva calea mea către lumina lui Dumnezeu. În altă linie de idei, pentru mine Crăciunul reprezintă un moment în care mă uit în urmă.
și Crăciunul și Paștele. Și mă uit în urmă să văd cum eram, cum am ajuns, ce am învățat, ce am înțeles, ce m-am de schimbat la mine, ce am schimbat în viața mea, ce mă ajută, ce mă împiedică în evoluția mea, în tot ce înseamnă activitatea mea. Mă ajută să-mi stabilez prioritățile. De ce? Pentru că trăim Crăciunul, să știți că înseamnă să trăim în Hristos. În momentul Crăciunului, toate energiile divine sunt la un potențial maxim. Deci poți să-ți faci ordine în cap, că după aceea nu pice iarba la mucușii. Atunci, e un moment în care poți să-ți faci ordine în idei, să liniștesc lucrurile, apele, gândirea, etc. Și atunci, sărbătoarea să trebuie ideea să o întâmpin curat, sufletește, în păcat, și dacă nu măcar să te împaci, tocmai ca să poți să-ți rearanjezi pentru câtva viitor. Mai avem întrebări? Of! Hristos născut în om și Hristos născut în umanitate. Am vorbit despre importanța lui Hristos în umanitate. Hristos născut în umanitate înseamnă că are deschis calea către Dumnezeu, către lumina lui Dumnezeu. Noi Dumnezeu trăim tot timpul. A deschis calea către lumina lui Dumnezeu, care era oprită, ca să zic așa, era îmblocată. Și atunci Hristos ne-a deschis nouă cruce, ne-a deschis nouă poartă către lumina lui Dumnezeu. Hristos înseamnă... Hristos este scara, e cale. E calea către lumina lui Dumnezeu. Atât de important e. Iar ca Hristos în mine, evident că în momentul în care îl accept pe Hristos ca Mântuitor, deci accepta lui Hristos ca Mântuitor, nu poate să-ți dea nimeni. Nici Taica Popa, nici Argeșan, nici nimeni. Acceptarea lui Hristos ca Mântuitor este personal. Eu, Dragoș Argeșan, îl accept pe Hristos ca Mântuitor personal. Și în momentul respectiv, încep să am acces la energiile cristice și atunci te îndeamnă Dumnezeu pe calea ta spirituală. Calea mea spirituală a fost prin o grămadă de ciudățenii, căi și care par de neînțeles pentru mine. Atunci mine au căpătat înțeles mult mai târziu. Adică, să zic eu, sunt multe lucruri pe care le-am făcut și la care la momentul respectiv și mie mi se păreau ciudate. Și care și-au căpătat valoarea lor de adevăr mai târziu. Și le-am înțeles mai târziu. E important să faceți voia Dumnezeu, avându-L pe Hristos în voi, și atunci o să vă fie mult mai ușor să înțelegeți. Inclusiv viața voastră. Chiar dacă o să înțelegeți mai târziu. E bine. Întrebarea este dacă se, ce înseamnă activarea ADN și cum se face activarea ADN. Să știți că activarea ADN-ul uman este informație și energie. Informație și energie care dă o anumită vibrație sau o vibrație care are, este corespunzătoare în anumite informații și energie. Deci, ideea este în felul următor. Simplu fapt de a evolua, simplu fapt de a te schimba, simplu fapt de a te împărtăși, deci, e utilă împărtășanie, simplu fapt de a ține postul, de a schimba alimentația, de a schimba gândirea, de a... Îți schimbă în perspectivă ADN-ul. Pentru că ADN-ul este informația mea de la nivel micro. Deci orice gândesc în perspectivă se transferă la nivel de ADN. Orice manifest se transferă în perspectivă la nivel de ADN. Orice fac se transferă în perspectivă la nivel de ADN. Deci este important și ce spun, și ce gândesc, și ce fac. Astea îmi influențează mie ADN-ul. Da? Deci schimbarea ADN-ului se face efectiv prin schimbarea mea. Cum putem fi siguri că deciziile pe care le luăm în viață sunt conform voinței divine? Deci, eu cred că
cea mai simplă modalitate de a afla dacă deciziile tale sunt de voluntate, voința divină, este să te duci, te închini la Sfinții. Sau la moaște. De ce? Pentru că acolo rămâne un portal. Rămân într-un portal, mă duc, mă curăț, îmi pun campul pe moaște și mă gândesc. Și în momentul respectiv îmi vine în minte gândul corect. Știți, eu am avut o parte de asemenea experiență la Sfântul Ioan Hozevitu, la Neamț. La un moment dat, eram eu, trăia părintele de la Lăpuș, părintele Cosma, și care era un special Dumnezeu să-l dignească și să-l țină acolo, în lumină. Și la un moment dat mă cheamă, zice, vină-mi pace. Mă duc. Și pe un loc avea o pătură. Și zice, vină și spuneți o rugăciune, spuneți o dorință, dar una singură. Și eu zic, omul fiind nebunit, mă duc. Vă dați seama, o pătură de aia, ca zonă. Pun mâna pe pătură, deci am simțit efectiv cum îmi fac mâinile așa, cu toate inițierile și cu toate, că veneam de la cursul, deci eram plin de lumină. Și mi-am pus-o în gândul o dorință. Și am plecat. Și pe drumul meu, frate, eu, mă rog. Și plec. Trece timpul, trec niște ani și, mă rog, de la un moment dat, am câțiva ani, de boboteaza pe stil vechi, nici cineva zice, nu mergi la Ierusalim, nu mergi la Ierusalim. Mă rog, plec la Ierusalim după multe discuții. Și ajungem la mănăstire, la Hozeva. Eu am uitat episodul din... Și grupul, intrăm în mănăstire, grupul o ia în față, eu direct dreapta. Și când mă duc, mă trezesc efectiv în fața moaștele Sfântului. Și vine, dar clar de tot în minte. Zice, ai uitat că te-ai rugat la mine? Și mi-a venit în minte flash-ul ăla cu pătul ăla, cu eu nici nu știam cine e. Și, mă rog, a fost o experiență extraordinară. Și atunci, am înțeles că Sfinții îndrumători spirituali, pe lângă Hristos, ei sunt, hai să zicem așa, o parte materială. Și atunci eu îi sfătuiesc pe toți să ducă, când au o dilemă, la Sfinți, la Nectarii, la Spiridon, la Ciprian, la Mina, la Sfântul Nicolae, sau la mână, la Părintele Arseniu Mucan. Pentru că sigur o să-și primească îndrumările de care au nevoie mai bine decât ar putea să o facă un om. Noi putem să învățăm, dar putem greși. Întotdeauna există un moment în care nici Doamna Doamna nu știe ce alegem. Tocmai asta e paradoxul. Dumnezeu, există un moment în care începem să trăim în timp real. În timp real raportat la temporal. Sună ciudat. Dar simt câteodată că sunt acțiunile mele care depind de deciziile altora. Și în momentul în care acțiunea mea depinde de deciziile altora, îl simt pe Dumnezeu cum stă în expectativă. Și omul respectiv face o acțiune. Și atunci eu aștept și în funcție de decizia omului respectiv, eu am mai multe opțiuni, dar în funcție de decizia omului respectiv pe care eu nu știu, eu îmi iau altă decizie. Deci de multe ori se întâmplă asta. Și e greu ca maestru. Ca maestru trebuie să fii ca mentor, trebuie să fii exact în opoziție cu celălalt. Adică ăla vrea câși, tu
trebuie să stai face. Ăla vrea face, tu trebuie să stai invers. De ce? Tocmai ca să te opui voinței lui. Ei nu știu să facă voia lui Dumnezeu, mai mai ajutatea oamenilor. Mai nasul e când se confundă viața ta particulară cu treaba asta, de asta e, și nimic nu-i mai rău decât să stai după, de exemplu, după o persoană la care ții, în funcție de deciziile pe care le ia. Și tu trebuie să stai ori așa, ori așa. Dar mă rog, asta se întâmplă în timpul proceselor spirituale, la un anumit nivel. Și atunci, așa se întâmplă. Cum să combinăm serviciul, obligațiile zilnice, autotratamentul, meditația și trimiterea de lumină? Foarte simplu. Problema este de obișnuință. Problema este de obișnuință. Eu pot să-mi fac autotratamentul stând pur și simplu de vorbă cu voi, da? Sau imaginând diverse lucruri. Poți să-ți faci autotratamentul uitându-te la televizor. Poți să trimiți lumină prin simpla intenție. La un anumit nivel nu mai trebuie să activezi simbolul sau mai știu ce. Pur și simplu am deschis sursa de lumină și dau drumul. Noi nu știm, nici măcar nu știm, ca și creștini, avem acces la lumină de cerul 10. Acolo e Hristos, acolo e lumina lui Hristos. Și atunci, dacă eu știu că pot să deschid cu ajutorul crucii până la nivelul de cer 10, pot să trimit lumină de la nivelul de cer 10, simplu fapt de a închina, presupune că trimit lumina lui Dumnezeu ca să rezolve problema respectivă. Deci, noi avem acest acces, numai că nu ne-am mai învățat și nu mai știu nici. Da? Slavă Domnului că există mila lui Dumnezeu. Știți, câteodată lucrurile sunt atât de grele pentru noi, încât Dumnezeu ne ia povara asupra Lui. Nu o să intru în detalii tehnice. Dar există momente în care efectiv Dumnezeu ne ia din durere, din suferințe, din senzații, din aia, special ca să ne mai ia din probleme. Tocmai de asta o face special. Asta înseamnă momentul în care intervine mila lui Dumnezeu. Și la un moment dat a venit, eu eram foarte supărat. Și eram nemulțumit că, mă rog, m-am săturat și eu de drum și eram, cred că, în orea de reacție. Și îmi vine o băbuță la terapie. Doamne, doctor, mă doresc spatele. Dacă ar putea să mă vrea să mă doresc spatele. Dar ce aici? Aia apă, ia o tijă. Bun. Și stând eu de vorbă cu băbuța respectivă, pe zice, am 6 sau 7 operații. Păi cum? Păi am aia, 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 aia. Și zice, și mi-a zis domnul doctor că nu mai primește dacă mai duc fără, că eu nu mai operează. Și zic, bine. Și eu stăteam și mă gândeam că singura mea problemă era că mergeam pe drum și mai știu eu ce. Și îmi zice băbuța respectivă, pe domnul doctor zice, eu am zis Dumnezeu, că nu are decât să-mi dea orice încercare vrea el, dar să-mi dea și puterea să trec peste. Mi-a fost o lecție destul de dură. Trecuse, într-adevăr, prin multe. Și credință ca la femeie n-am văzut la multă lume. Dăruirea vieții numele lui Hristos, așa cum ar părea, adică importanța dăruirii vieții numele lui Hristos, nu înseamnă neapărat că eu trebuie să mă fac călugări. Dăruirea vieții numele lui Hristos presupune să fac voia lui Hristos. Și să știți că voia lui Hristos nu este să vă puneți cenușă în cap sau să... Toată poate să fie să țineți post, toată poate să fie să țineți carne, să mâncați carne. Toată poate să fie să faceți dragoste, toată poate să fie să, eu știu, să aveți o viață aspră. Pentru fiecare om Hristos o să dea altceva pentru el. El este mentor. El este profesorul. El este cel care ne educă. Deci în niciun caz nu o să îngăduie, adică El o să vă dea ceea ce aveți nevoie să învățați. Dacă cineva are de învățat cuplu, relația de cuplu, relaționarea cu femeia sau cu bărbatul, nu o să-l trimită Dumnezeu în mănăstire. Da? Dacă cineva are de învățat sexualitatea, nu o să stea puznic. Sau, mă rog, o să-i suferă ocazia sa. Dacă cineva are de învățat, eu știu, integrarea feminității sau, eu știu, altceva,
o să îi se oferă exact situațiile de care are nevoie ca să învețe. Adică a trăi în Hristos nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm toți haine de mănăstire, să punem centuri și să numărăm mădeni. Viața în Hristos poate să fie făcută în orice. Că e vorba de artă, că e vorba de terapie, că e vorba că ești cascator sau că orice ești. Viața în Hristos poate să fie oriunde. Da, toată lumea. Deci, momentul în care folosesc eu, I-O, în loc de eu, este pentru că am încercat să elimin din vocabular cuvântul eu. I-O vine de la iubirea omului. Și iubirea omului, mă rog, încercând să manifesti pe Dumnezeu, încerci de fapt să manifesti iubirea omului către iubirea lui Dumnezeu către oameni. Și încerc să nu manifest eu-ul meu, ci să manifest I-O-ul meu, adică ceea ce cred eu în strânsă legătură cu sufletul meu. Bun. Poate că v-am plictisit, poate că n-am atins tot ceea ce vă doreați voi să atingeți astăzi seara. Vreau să spun, vă repet ce înseamnă Crăciunul pentru tine. Pentru mine Crăciunul înseamnă momentul în care este un cușul spiritual, pentru că e nașterea până la urmă fiecare din noi. Pentru mine este momentul în care se dau misiunile personale. Pentru mine este momentul în care Dumnezeu coboară pe pământ ca să ne ajute să ne luăm lecții și să învățăm pe care nu să ne întoarce la Dumnezeu. Cred că cel mai important lucru este relația personală cu Dumnezeu. Și mi-ar dori ca astăzi, pentru voi, să fie momentul în care, dacă nu aveți măcar să vă gândiți la posibilitatea de a avea o relație personală cu El. Pentru că, până la urmă, este primul și cel mai important mentor în calea voastră spre Dumnezeu, care trece tot prin Iisus Hristos. Vă doresc o noapte luminată, plină de lumină și fie ca lumina nașterii Domnului să vă fie călăuză tot restul vieții voastre și după.